La 2 ani de la inaugurare, centrul rezidențial pentru bătrâni din comuna prahoveană Fântânele nu este funcțional. Abia în această perioadă s-au făcut angajări suficiente pentru a putea fi deschis. Asta, deși nu toate posturile scoase la concurs au fost ocupate. În urma concursului au fost ocupate 8 posturi de asistent medical, îngrijitori, infirmieri, muncitori calificați pentru bucătărie, iar 3 locuri au rămas neocupate, fiind vorba despre un post de asistent social și un post de psiholog, de exemplu, pentru care nu s-a prezentat niciun candidat. Centrul de la Fântânele a fost inaugurat cu mare fast în octombrie 2014, în prezența Rovanei Plumb de la Ministerul Muncii și Familiei. Vorbim despre o investiție a guvernului de 1 milion de euro. Căminul nu a putut fi dat în folosință, întrucât primăria din localitate nu putea acoperi cheltuielile cu salariile și utilitățile. Între timp, centrul de bătrâni a fost dat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova. În aceste zile se fac și procedurile necesare pentru angajarea celor care au câștigat concursurile de ocupare a posturilor. Însă, niciun bătrân nu a fost acceptat deocamdată să fie cazat în cămin. Până în acest moment s-au primit mai multe solicitări referitoare la acest centru. Efectiv au fost 10 cereri pentru admitere, cărora li s-au specificat documentele care sunt necesare pentru întocmirea dosarului de admitere. Și pe lângă aceste solicitări au mai fost și solicitări de informații și lămuriri despre condițiile de admitere în centru și cum se poate... Din cele 10 a fost cineva admis? Deocamdată nu s-a primit concret niciun dosar în acest sens. Solicitanții depun dosare la primăriile de care aparțin, iar cererile trebuie analizate de DGASPC. Centrul rezidențial pentru bătrâni din comuna prahoveană Fântânele are 25 de camere în care pot fi găzduite 50 de persoane.